nimeni, eu eram singurul și bineînțeles că au avut program cultural în limba lor. Eu am stat și am uitat, a fost interesant. Dar într-o cinci s-au închisit. Deci aia când au venit la mine, vorbeau cu mine în engleză. Dar altfel să vorbească, totul s-a desfășurat în limba sfăimbile lor, că bănuiesc că au fost mai multe dialecte. Și numai că au vorbit cu mine, voi uita ce bune, dar ce, care, care națională e, ce e asta? Nu, domnule, am făcut zlouă rețeta, ce mare filozofie. Dar află, deci, într-adevăr, e o societate închisă. Și îi văd și acum, deci, unde stau eu, în complexul de condo, unde stau eu, sunt foarte mulți indieni. Și iarăși, de dipatul, îi văd, vin să strâng, câte 20-50 într-un apartament mare, cântă, cântece de-a lor, da. Dar ei sunt în societatea lor. Deci nu poți, dacă tu ești din afară și vrei să intri, a, că vorbesc cu tine, că ai relații la servici, da, dar este undeva o linie unde dintr-o dată nu poți să interferezi la nivel apropiat. Ca să fac acum, deci, era un exemplu, vreau să dau la olandez, un coleg al meu a fost invitat la masă la olandez. Mamă, băi, m-au invitat ăștia la masă, nu știu cum s-a făcut. Bine, uite, du-te și spune-ne și nouă. E, s-a dus și eu, dar de fapt, l-au invitat după masă, că ei mâncau între 7 și 7 jumate. Și zic, băi, nici să nu-i suni în perioada aia, că se supără pe tine, te scoate de testament. Acolo la masă e... Acolo se șurubează, acolo stă. Bine. Și ei l-au chemat pe la 8. Și despre ce au vorbit? Că ăsta a rămas tablou. Despre vreme și despre politică. El care vorba aia, el și politica olandeză, cum m-a întrebat pe mine de politica din Zimbabwe, adică nu avea nicio tangență. Și bineînțeles că l-au omenit. O lune. Și el a dat un apropo, domnule, dar nu luăm și noi. Ia săracul nu mâncați, că venise așa, de făceau să învârtea stomacul cât a pe 3 octave. Dar nu luăm și noi ceva. Da, asta e că să mai duc niște amuri. Și ne-a dus în cofar, frate, dar nu. Ei, și după care la 9, măi, dar știi că noi ne încurcăm așa, la 9 și mai, așa, pleacă și tu, adică... Bine, dar nicio problemă, ia săracul om singur, nu știa, a zis, mă scuzați, n-am știut, și s-a aplicat la 9, s-a evaporat. Și a zis, băi, m-am lămurit cum asta l-a ales. Dar la aici, de asta zic, societatea închisă, foarte rar, foarte rar să penetrezi. Deci nu poți. E foarte greu. Iar societatea, iarăși, eu nu prea sunt chiar așa, poate și din cauza vârstei, știu și eu, poate o să mă considerați un elefant anacronic, văzând experiențele prin care am trecut, eu mi-am revizuit revizuirea, deci am revenit la o opinie mult mai bună de sistemul nostru de dinainte, care avea dezavantajele și păcatele lui, dar în esență am ajuns la concluzia că avea foarte mulți vectori destul de buni, care am văzut eu din experiență, deci că, domnule, da, detection, detection și, ba, benevolent, cum e acum. Dar și dacă dă dracu' de te pune unul cum e... Dacă ajunge un Mussolini în Singapore și dă cu ei de pământ. După aceea ce să fac? Dar nici ăștia cu democrația lor în care hai să facem fiecare ce vrea, nu prea e cine știe ce. Dar, într-adevăr, ce mă scoate din sărite, efectiv, la propriu, că poate sunt și eu mai... acum mai vârstă, mai nevrozat un pic, deci, efectiv, au cenzură de se vede clar. Poate e și la noi aici. La noi, mamă, la televizor. First, same day with US broadcast. Game of Thrones. Nu știu dar de sunt de și aici filmul. E, și au fost acolo niște episoade în care niște cucoane s-au mai dezbrăcat. E, la noi, la fond, a pus imediat pata. Fâs, fâs, deci nu vedeai practic nimic. Era așa o ceață. O bată... Bă, de făcut, dar în schimb, arată WWF, deci wrestling de ăsta de care îl arată cum dă cu ăla de pământ, cum dă cu nasul, cum bucșește, cum îi sparge. Deci aia nu puneți cenzură, nu o puneți pe asta, că își arată... Da, în fine, dar pe mine mă calcă. Și, internetul este controlat. Nu știu acum cum îl fac ei, dar au oamenilor, și pe care, deci ce controlează? Ei controlează, apar în presă. A, Cutărescu a pus pe blogul cu tare comentariu care s-a referit în mod nerespectuos la primul ministru. Trebuie să-l dea jos, că dacă nu-l amendăm sau îl dăm în judecată. Că de obicei îi dau în judecată pe cei din, așa făceau, l-au dat în judecată pe
cel care era în opoziția de dinainte și l-au adus la o bancrută, efectiv. Așa, avem taxe reduse, dar după cum am zis, nu este sistemul social. Deci v-am zis, nu există pensii. Deci eu mi-am făcut aici un fond privat și bag bani. Deci eu vin aici cu grata de bani și vreau să casam și aici la pensie, că nu se știe. Acolo nu pot să știu iarăși cum o fi. Dar eu are înțelept să-i împărțați aici? Păi nu, am și acolo și aici. Că acolo oricum, voles, v-am zis, obligat de lege, în CPF mă obligă să pun, deci e automat extract din salariu. Nu, am pus și aici pentru că am zis și vă zic și de ce. Pentru că nu poți să știi care piața financiară duce mai bine. Dacă pică dolarul Singapore sau între timp devine China putere preponderentă și dintr-o dată yuanul devine și SGD-ul dispare. Am zis să am în ambele, să am portofoliu mai diversificat, ca să mă explic așa mai economic. Dar, într-adevăr, în societățile vestice, cel puțin de obicei, și în Singapore, de asta Singapore este o excepție. Și cu asta se și mândrește că au reușit să îl facă nu numai clean, curat, dar au eradicat corupția. Mai sunt scandale, că tot se mai face, la nivel foarte mare și înalt, mai găsește. Dar de obicei, deci acolo nici bacșiș nu se dă. Abia acum aici, că vezi, domne, ca să recompensezi și apar tot felul de comentarii pro și contra în ziare. Dar în Asia, de obicei, este. Deci dacă te duci în India, aia și în India, în China, nu mai vorbesc Pakistan sau în alte țări, e o corupție, uneori poate să fie în fără. Iarăși o altă excepție, Japonia. Acolo, iarăși, nu, din câte știu eu, există o cultură foarte bine stabilită. Cred că ar fi interesant să spui și cam cât e amenda dacă dai o țigară pe jos. Asta nu știu, că nu fumez. Ce am aflat eu atunci era că era în jur de 1500 de dolari. Se poate, se poate. Dacă aruncai ceva pe jos. Și, într-adevăr, lună, tot orașul. Și ar trebui și la noi. Da, 1500 de lei și lună. Și acum, la sfârșit, niște slide-uri cu niște puncte turistice. Deci ăsta este Jurong Bird Park, care este foarte frumos. Dacă apucați să ajungeți acolo, merită văzut. Așa, deci aici grădina botanică, iar niște mici vedere. Și în grădina botanică, ceea ce este bănuiesc renumită, Orchid Garden, cu orhideele lor. Și asta am zis ca să fie așa la sfârșit, fiindcă știu că o gândesc oricăi la toată lumea le place, cu diverse poze de care le găsiți acolo, tot e numai de umblat, că sunt tot felul de diverse tipuri în diverse locuri. Trebuie numai să le găsești unde anume. Și iar și de timp, unele cum înfloresc, dacă ai noroc să le găsești mai multe, e bine, dacă nu, deci depinde și cum înfloresc ele. Acolo e aleator, ne fiind sezon, ne fiind anotipuri. E un sezon mai ploios și nu mai uscat. Dar nu avem anotimp propriu-zis. Care și ala poate să fie ploios sau nu. Deci, de exemplu, când am fost eu 96, când am ajuns, a fost o perioadă foarte uscată. Deci, la vreo 2-3 ani n-a plouat aproape deloc, după care a plouat foarte mult. Și aici, asta e, de fapt, ultimul slide care eu îl pun la sfârșitul cursurilor mele. Deci, astea sunt simbolurile. Ăsta e pentru longevitate, ăsta e pentru fericire, ăsta e pentru prosperitate și ăsta am uitat. Da, și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sper să nu vă fi plictisit, să vă fi plăcut, măcar un pic așa pe aici pe acolo, în punctele mai esențiale. Mulțumesc și sper să ne vedem la anul din nou. Cel puțin o să fiu cu dumneavoastră în audiență când o să văd. Mulțumesc foarte mult! Dacă sunt întrebări, bineînțeles că acum e momentul. Am vrut să arăt diferențele Est-Vest din două puncte de vedere. Deci Est-Vest în cadrul Europei, din punctul de vedere al experienței mele personale care l-am avut în Olanda, și Est-Vest la altă scară mare văzută între Vest, deci Europa ca Vest și Asia ca Est. Și noi cam unde ne situăm? Noi, cred, aici cred că domnul Florin Munteanu are dreptate. Noi suntem o interfață, cred. Deci, din cauza asta, e și greu la noi să se impună o anumită regulă, pentru că noi avem nu numai un flux
Deci și dintr-o parte în alta, dar e și greu de impus o anumită regulă, pentru că noi suntem exact buchia monedei, nu suntem nici cap, nici pajură. Și noi câteodată ne dăm și cu capul, și cu pajura, și cu capul, și cu pajura. Și din cauza asta avem o flexibilitate bună, ne putem adapta ușor la ambele situații, dar avem și cutumele care le știm din comportările și modul nostru și istoria noastră, că nu avem, după cum știți, tot ce nu avem. Nu avem ordine, nu avem disciplină, nu avem un pattern bine stabilit de comportare, de reguli, de desfășurare, dar avem, în alte părți, foarte mult. Avem creativitate, avem, cum am zis, această adaptabilitate. Deci, după cum am zis, nu vom fără, dar avem probleme undeva această legătură.